Ok, ești 33. Cred că putem începem un pic, vă voi povesti despre Tekul Academy și ulterior vor veni cei de la compania Light care vă vor povesti mai mult despre internship. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur că ne-am adunat într-un număr atât de mare la această sesiune și că domeniul IT trezește interes pentru un număr atât de mare de oameni. Noi organizăm frecvent astfel de evenimente pentru cei care își doresc o carieră în domeniul IT, cum ar fi această sesiune, cât și masterclass-uri sau diferite workshop-uri care la fel sunt gratuite și care vă invit să veniți și să ne urmăriți și pe viitor. Noi le postăm mereu pe pagina noastră de Facebook sau un newsletter, dacă nu sunteți abonați, pe atunci vă încurajez să o facem. Hai să vă povestesc un pic din start. Vreau să vă invit că pe data de 13 august vom avea o sesiune de descriere de CV și de pregătire pentru un interviu și puteți să intrați la fel pe pagina noastră și veți găsi linkul de înregistrare. Iar acum că suntem totuși legat de profesia de QA, pe 21 august vom avea un workshop fizic, chiar la calculator, despre API testing. Cei care sunt din QA vor ști despre ce este vorba. Vom lucra cu instrumentul Postman și la fel vă încurajez chiar pe link unde v-ați înregistrat la această sesiune. Acolo este și acel atelier de pe 21 august. Noi am promovat această sesiune doar pe pagina noastră de Facebook și vreau să vă întreb dacă câți dintre voi, sau hai să facem așa, dacă cunoașteți cu ce se ocupă Tekul Academy și ați mai fost la sesiunile noastre, să scriți 1 în comentarii, iar dacă nu ați auzit și sunteți prima dată, atunci să scriți 0. Oho, câți 1? Wow! Dar noi suntem deja o comunitate dacă tot ați venit pe la atelierile noastre. Super. Deci avem și un 0. Dacă avem un 0, deja 2 de 0, atunci sunt nevoiți să spun ce se ocupă Tekul Academy. Tekul Academy este un centru de formare, sau mai bine spus, este un proiect care se ocupă de formarea specialiștilor în domeniul IT. Noi, pe lângă workshop-uri sau conectarea studenților noștri cu companiile IT, noi mai facem și cursuri. Aceste cursuri sunt orientate spre partea de programare, management în IT, software testing, cum ar fi manual quality assurance și automation testing, securitate cibernetică, web development, deci suntem pe mai multe direcții. Și de menționat că noi colaborăm cu companiile IT și în acest considerent astăzi îi avem pe cei de la Light Testing care ne vor povesti despre internship-ul lor. Ei au fost de mai multe ori și la ceremoniile de absolvire a cursanților noștri și am spus de ce nu, ar fi super mega nice ca cei care sunt gata de un internship, de ce să nu vină la această sesiune sau cei care se gândesc să se reprofileze, spre exemplu, sau când nu au ajuns la momentul să înceapă a învăța, să vadă totuși ce se cere la internship, ce e la un internship și chiar vreau să vă întreb să mai facem o dată un exercițiu. Dacă sunteți gata de un internship, să scriți 1, iar dacă trebuie să mai învățați ceva sau încă nu v-ați apucat, să învățați, spre exemplu, QA, atunci să scriți 0. Chiar mi-e interesant. Ok, superb. E superb că avem din ambele părți, adică oameni care sunt gata și oameni care vor din timp să afle. Ok, deci cum ne împărțim astăzi? Este introducerea pe care am făcut-o, o mică introducere. Ulterior vine Olesia, care este manager HR la compania Light Testing și va povesti despre companie, despre internship și la fel va fi și Tatiana, din câte mi s-au comunicat, care va fi mai mult pe partea tehnică, în care vă veți da întrebări tehnice, spre exemplu, cum va avea loc internship-ul, ce fel de tehnologii se învață, care este nivelul minim pentru acesta și la final vom avea o sesiune de întrebări-răspunsuri, pentru că suntem destul de mulțișori, suntem 86 de oameni acum, ar fi super mega nice ca să lăsăm întrebări la final sau hai să le punem în chat ca să nu încurcăm speaker-ul. Cam atât, Olesia, ai legătura? Te rog frumos. Da, salutare la toți. Aș vrea să-mi confirm cum mă aud și ok. A fost un pic cu întreruperi, dacă nu mă greșesc.
La restul cum? Da, la fel și la noi. Așa, ok. Bine, da, bună seara la toți, mă numesc Olesia și reprezint compania Light Testing. Sunt manager resurse umane în cadrul companiei. Deci, un pic așa, mai detaliat că povestesc în câteva minute. Nu înseamnă că spăra, totuși se aude întrerupt. Da. Dacă e posibil să schimb la un hotspot ceva sau, nu știu. Până Olesia rezolvă partea tehnică, va fi această sesiune, cum ați observat că este înregistrată. Noi o vom face upload pe YouTube și ulterior vă vom trimite tuturor înregistrare. Adică nu este capăt de lume dacă nu o să puteți sta până la capăt sau este ok. Să vedem dacă Olesia se poate... Așa. Îmi spuneți dacă s-a schimbat ceva. Better, mai bun. Ei, better. Ok, am așa un pic de gălăgie pe fond. Sper că nu tare se aude gălăgie din oficiile de alături. E mai bine acum, da? Ok. Bine, mai începem o dată. Cum și-am mai spus, o dată bună seara și salut toți. Mă numesc Olesia, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Sunt HR manager în cadrul companiei Light Testing și sunt foarte fericită să văd atâta lumea astăzi prezentă la acest mini-intro despre internship-ul nostru. Cu mine alături este și colega mea, Tatiana Begleț. Ea este persoana cea mai importantă la noi în cadrul programului de internship. Este senior QA lead în cadrul companiei noastre și la fel răspunde de toată programa internăturii care noi o organizăm. La fel, cred că încerc să fac, nu știu, un share la screen. Probabil trebuie să-mi începem. Așa, dacă îmi puteți confirma cineva dacă e ok și dacă se vede. Da, este ok. Ok, perfect. Bun, așa, deci da. Welcome la compania noastră, așa într-un fel să spunem, împreună cu Techville încercăm să facem, nu știu, comunitatea de IT în Republica Moldova un pic mai mare, să o dezvoltăm și să încadrăm în cadrul companiilor IT cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni creativi, talentați și deștepți, desigur. Deci așa, ca să ne mai prezentăm încă o dată, mă numesc Olesia, HR manager pentru compania Light Testing și cum este Tatiana Begleț, senior consultant și senior QA lead în cadrul companiei și persoană responsabilă de internship-ul nostru. Tatiana, dacă ai putea să saluți oamenii. Da, добрый вечер, я с вами. Așa, da, eu încep așa un mini-intro despre detalii mai soft, să spunem, și deja Tatiana va fi persoana care ne va povesti un pic mai detaliat chiar despre programul internaturii, ce ne ocupăm, ce facem, ce tehnologii utilizăm și cum să facem ca să ajungem la noi. Așa. Ca o mică, nu știu, introducere în IT și în deopște, ce caută acum angajații, ce caută angajatorii, de ce au nevoie companiile de IT, de ce fel de angajați, de ce fel de tehnologii, ce fel de skill-uri la oameni. La sigur, cred că ați auzit, da, că se împart skill-urile în două părți. Sunt hard skills și soft skills. Deci skill-urile hard sunt cele care nouă ne prezintă abilitățile și competențele noastre care noi le putem învăța. În domeniul IT sunt unele din, nu știu, cele mai importante, cred că așa, cele mai răspândite pe piață, să spunem. Eu aici am selectat așa un pic din ele. Deci mai ales am selectat ce și ar fi nevoie pentru orice internship. În Republica Moldova multe companii se ocupă de programe de internship, după câte cred că ați văzut. Noi ne bazăm pe internship-ul în QA Manual și QA Automation.
Și îl considerăm foarte important, fiindcă, nu știu, nu există probabil niciun business și nu există niciun agent economic care nu ar avea nevoie să-și testeze produsele sau serviciile care le oferă clienților pentru a avea un rezultat mai bun. Deci, la sigur, în ziua de astăzi toți avem nevoie de limba engleză. Nu știu dacă există încă companii care nu ar folosi această limbă internațională pentru a comunica cu clienții și cu angajații săi. Pentru ca să intrați în quality assurance, la sigur trebuie să știți ce e software testing-ul, măcar niște cunoștințe de bază care să le puneți. Deci dacă nu știți chiar detaliat, eu acum iarăși spun despre internship, deci nu vorbesc despre niște joburi sau niște vacanții unde este necesar deja de ceva experiență. Pentru ca să aveți o înțelegere mai bună, la sigur ar trebui să cunoașteți măcar una din limbajele de programare. La sigur trebuie să știți toate librăriile și framework-urile cu care se lucrează. Este foarte important, deci așa o să fac o mică reclamă, un mic teaser la cursurile care face și TechFilm Academy. Are cursuri foarte bune pe QA și pe development, de asta dacă le-ați trecut, sunteți super bravo, vă așteptăm să candidați la noi. Dacă încă nu le-ați trecut, chiar v-aș recomanda să încercați. Așa. Și da, la sigur, metodologiile Scrum, Agile, nu știu, să cunoașteți și bazele de date, să cunoașteți și SQL-ul și Jira, cum să o folosiți și cum să faceți, nu știu, și managementul care îl conduceți mai departe. La sigur, aveți nevoie și de niște soft skill-uri, ceea ce ar fi, nu știu, abilitățile de persoană, de personalitate, cum colaborați cu echipa, cum știți să comunicați, cum știți să vă adaptați în orice zonă, da, nu știu, în echipa mai mică, în echipa mai mare, să vă adaptați, nu știu, într-o companie internațională unde există absolut diferite naționalități. Spre exemplu, noi în companie avem clienți străini și de obicei echipele noastre cumva sunt divizate. Avem, deci, angajați care lucrează aici în Republica Moldova și avem angajați care lucrează și în alte oficii ale noastre, plus sunt angajați clienților cu care echipele noastre lucrează. Deci cumva trebuie să fie o persoană adaptabilă care să poată să își facă și network-ul cu restul proiectului. Da, eu cred că ați întâlnit des și în viață și probabil dacă aveți deja și ceva experiență de lucru, chiar și, nu știu, la universitate, niște conflicte care ar trebui rezolvate și ar trebui rezolvate pe calea amiabilă, cumva să se împace toate părțile, da, să rămână și lupul sătul și oile întregi. În orice echipă și în orice companie este necesar de așa un skill ca să-l dețină angajații pentru ca să meargă business-ul și să meargă proiectele în continuare. Deci aici mai avem câteva enumerate, flexibilitatea, time management-ul, să fiți inovativi, să fiți creativi, să aveți o etică de lucru, ceea ce ar însemna să fiți empatici și să înțelegeți cum se lucrează într-o echipă. Absolut toate aceste skill-uri, ele cumva sunt înăuntru la fiecare persoană, dar ele trebuie cumva dezvoltate dacă nu le-ați dezvoltat până la moment. Se dezvoltă ele, nu știu, diferit, prin comunicare, prin diferite acțiuni, diferite training-uri, diferite challenge-uri, să încercați să vă provocați, nu știu, să încercați să schimbați ceva în rutină de zi cu zi, asta ajută. Deci cumva, chiar, nu știu, dacă de dimineață vă treziți, deja faceți, da, un time management, vă stabiliți ce vreți să faceți, când vreți să faceți aceste task-uri și deja cumva vă puneți pe o foaie toate nevoile și toate necesitățile care trebuie să le reușiți în timpul zilei. Deci, la fel, vă adaptați după timp, da, ca să încercați să le reușiți pe toate. Între timp mai comunicați, nu știu, pentru ca să reușiți să ajungeți la un succes cu anumite task-uri care le aveți să face. Negociați, poate, nu știu, chiar și cu tine însăși negociați dimineața, probabil când te trezești și pui ceasornicul la fiecare 5 minute să te trezească, da? Deci în fiecare zi oricum folosim aceste skill-uri, de asta trebuie să le dezvoltăm cât mai bine, fiindcă ele sunt foarte apreciate de toți angajatorii. Nu știu, mai puțin persoanele introverte și persoanele care nu prea știu să comunice reușesc să aibă joburi de succes, chiar dacă au și, nu știu, abilități tehnice foarte, foarte puternice, fiindcă de obicei așa oamenii nu prea rezistă într-o echipă mare sau nu prea rezistă la un proiect mai aglomerat.
Așa că să nu rețin mult din timp, nu știu, iarăși un teaser, dacă sunteți interesați de mai mult pe skill-uri, iarăși, de culoare, diferite masterclass-uri și seminare, puteți să mai încercați undeva să vă înregistrați. Așa, ca să mergem, nu știu, un pic pe requirement-urile care se cer în programele de internship, anume pe QA, pe Quality Assurance. Deci, cum am spus, mă mai repet încă o dată, avem nevoie de limba engleză, un nivel, at least, să fie, nu știu, mediu, pentru că să știți să comunicați, să știți cumva să vă exprimați gândurile care le aveți și numai decât să înțelegeți persoana care vorbește, clientul care ceva vă dă un task sau are o cerință către voi și să înțelegeți toată documentația pe proiecte, care este de obicei 99% de cazuri este în limba engleză. Așa, înțelegerea per general, da, a calculatorului, network-ului, internetului, bazelor de date, să aveți, nu știu, o gândire analitică și tehnică, să știți, măcar, deci eu, dacă să vorbesc despre internship-ul nostru, noi ne folosim de Java, deci la noi se cere nivelul de cunoștință în Java, măcar, nu știu, nivelul basic, pentru că noi să avem cu ce lucra deja. Așa, la fel ar fi foarte perfect dacă îți cunoaște, nu știu, ceva din HTTP protocol, web services, scripting languages, gen JavaScript sau SQL-ul. Și toți aplicanții la toate internship-urile, dar la Light, la sigur trec niște teste, nu puteți doar să candidați și deja să deveniți cumva membru al echipei de internship. Trebuie să treceți și o testare, deci să aleg cei mai buni dintre cei mai buni. Nu înseamnă că trebuie să știți să fiți deja, nu știu, IT-ist la nivel foarte înalt, dar să fiți măcar la un nivel de bază, să aveți cât de cât cunoștințele de bază cu care ați putea să începe, pentru că să fie mai ușor și persoanelor care conduc internship-urile ca să vă facă intro acesta, să aibă de la ce porni, să aibă cu ce lucra. Așa, aici ca un, nu știu, cred că din experiență proprie, noi de obicei avem foarte mulți candidați pentru programele noastre de internship și grupa avem destul de mică, de asta facem o selecție și a CV-urilor, după care facem și o selecție a testărilor care lumea le-a trecut și la sigur și interviurile. Aici să vă dau așa niște tipsuri, tricksuri, cum să treceți mai eficient și să vă spun din cazuri iarăși experiență reală, ceea ce nu trebuie să faceți și ceea ce ar fi bine să faceți. Pentru că să trimiteți un CV cum se cade, da? Deci încercați să vă creați CV-ul, nu introduceți în el absolut tot ce cunoașteți, da? Sau absolut toată experiența care ați avut-o. Încercați să selectați ceea ce se leagă și ceea ce se referă de job-ul sau de internship-ul pentru care vreți să candidați. Nu știu, spre exemplu, ați ales internship-ul la Light Testing și trimiteți CV-ul, la sigur trebuie să-l trimiteți pentru postul vacant, anume pentru internship. Deci dacă o să-l trimiteți, nu știu, pentru test automation sau pentru Java development, dar între timp vreți să candidați la internship, aveți mari șanse să fiți cumva omiși din lista candidaților, fiindcă pentru un post de lucru pe Java, spre exemplu, la sigur se vor revizui CV-urile care au experiență și CV-urile care sunt pe Java. Deci CV-urile care vor fi pe internship cumva vor fi omise din această listă. Deci primul pas, alegeți corect postul vacant pentru care vă trimiteți CV-ul. Al doilea pas. Neapărat în CV alegeți informația care o scrieți. Nu este numai decât să fie, nu știu, 6-8 pagini de CV unde să fie indicat, nu știu, am umblat la dansuri, am făcut, nu știu, taekwondo sau chestii de genul ăsta dacă aplic pentru un post vacant în IT. Da? Deci scrieți doar ceea ce se referă exact la postul care îl doriți. La fel, nu se scrie doar, nu știu, am trecut un training online pe Java, atât. Scrieți ceva mai detaliat, cumva dați niște notițe ce ați învățat, da? Deci nu trebuie romane de scris, dar cumva mai multe noțiuni, mai multe puncte, prin ce ați trecut, mai multe repere, ca persoana care revizuie CV-ul un pic măcar să-și facă o impresie, da? Ce cunoașteți și ce nu. Așa. Un al doilea pas, ați trimis CV-ul, ați trimis la vacanția corectă, ați fost apelat pentru a veni să scrieți un test. Extraordinar. Deci primul pas este făcut. Veniți la test, încercați să vă pregătiți.
Deci în momentul când sunteți telefonată, vă se scrie, nu știu, un mesaj că sunteți invitați la test, neapărat întrebați ce va fi în test, nu știu, ce fel de întrebări, ce subiecte, ca măcar să știți un pic să vă pregătiți, să mai răsfăiți câteva pagini, nu știu, să vă mai reamintiți încă o dată gramatica în limba engleză, da, timpurile, cum se pune, când se pune și așa mai departe. Nu știu, dacă vi se dă întrebări de Java și cunoașteți ceva și vreți să veniți să scriți acest test pe Java, înseamnă că încercați să mi revizuiți încă o dată totul de la bază, da? Ca să fiți, nu știu, siguri pe voi că o să reușiți măcar ceva să scrieți în test. Așa. Cum să treceți acest test mai bine, da? Deci nu înseamnă că trebuie să veniți să scrieți testul la 100%. Este probabil o gândire eronată atunci când toți cred că trebuie să vin să scriu tot testul, dacă nu am răspuns 100% la toate întrebările, gata, nu am mai trecut testul și atât. Este foarte important să scriți maximum cât cunoașteți, da? Deci nu lăsați mâinile în jos, încercați să vă mai gândiți de câteva ori la aceeași întrebare. Dacă vă vine, nu știu, vreo idee în cap, cum ar putea fi rezolvată sau soluționată, nu știu, problemuța care este acolo indicată în test, încercați maximum să scrieți toate gândurile, pentru că de cei oamenii care analizează testurile încă și se mai uită la cum a mers gândirea, da? În ce domeniu, nu știu, v-ați apucat, deci cum ați scris, foarte mult contează, absolut tot. Și acel calculator care, nu știu, pe care faceți niște calcule, care vi se pare că arunc la gunoi, nu, ar fi bine la fel să-l lăsați în test, fiindcă persoana pe urmă când analizează acest test și răspunsurile, chiar dacă poate nu aveți un răspuns corect, el totuși analizează și gândirea, cum a mers logica gândirii și asta poate fi un plus foarte mare pentru că se trece testul. Așa, și ultimul punct, da, cum după test să mai ajungeți și angajat sau selectat pentru programul de internship. La fel, după ce ați văzut testul, singur plus minus, v-ați gândit unde aveți minusuri, unde aveți plusuri. Vă mai duceți, mai încercați să mai răsfăiți, nu știu, internetul, să răsfăiți niște cărți, să mai, nu știu, mai priviți niște cursuri, ceva, pe temele care au fost, pentru ca să fiți pregătiți deja și de o ulterioară, nu știu, de un interviu final, pentru ca să treceți în grupa pentru internship. Un pic vă mai pregătiți, fiți siguri că puteți comunica, fiți siguri că puteți fi flexibil pentru a răspunde la anumite întrebări, fiindcă oricum sunt foarte multe întrebări gen capcană, unde vă prinde așa cumva, poate cu minciună, dacă în cazul când creați testul, cumva v-a reușit și ați copiat de undeva ceva, fiți siguri că o să știți să răspundeți în continuare și la întrebări. Da, deci noi cumva nu comunicăm și este așa mai greu, de obicei sunt deprinsă să aud așa și răspunsuri și debateri, dar cred că lăsăm totul pentru ultima etapă, pentru sesiunea de întrebări-răspunsuri și mergem în continuare. Așa, în două cuvinte, fiindcă nu așa și n-am mai spus nimic despre light testing. Deci, Light Testing este o companie globală care oferă servicii și oportunități de dezvoltare profesională. Noi căutăm mereu oameni ambițioși, pasionați de asigurarea calității și care se bucură de provocările mediului cu un ritm rapid. Prețuim talentul oamenilor, inteligența, abilitățile tehnice la sigur și spiritul de echipă. Noi chiar suntem o echipă și chiar lucrăm ca o familie întreagă. Avem o cultură organizațională și chiar am vrea să o împărtășim și cu candidații care ar vrea să ajungă la noi în echipă. Foarte mult ne axăm pe oameni creativi și care au inițiativă, fiindcă doar datorită așa oamenilor noi creștem și ne dezvoltăm. Noi, ca companie, existăm din anul 2000, suntem localizați în mai multe țări și avem mai multe oficii. Per general, în companie internațională, noi cam suntem la 150 de angajați în toate oficiile noastre. Centre de delivery avem în Chișinău, unde și suntem cel mai mare oficiu, suntem 400 plus angajați. Avem în Minsk, în Belarus, avem în Serbia, în Belgrad, avem în Ucraina, în Odessa, care, din păcate, acum este pe hold din cauza situației care este în țară vecină. Și avem un oficiu în România. Am deschis recent oficiul în Iași și îl dezvoltăm și pe el cu tempou rapid. Dacă aveți cunoștințe sau dorințe, nu știu, cumva să vă relocați, să vă localizați în România, la fel sunteți disponibili să ne, cumva să ne contactați, să ne dați de știre, o să încercăm cumva să vă ajutăm și chiar poate să vă încadrăm în companie.
Așa, ca să vă faceți un mic impresie cu ce clienți lucrăm și în ce domeniu lucrăm. Deci noi lucrăm în domeniul tradingului, finanțelor, media și healthcare, trading și brokerage application-urilor. Noi sunt cam la 70% din clienți care îi avem. Aici pe ecran aveți câteva denumiri ale clienților noștri, la sigur cu multe din ele undeva, cândva v-ați întâlnit și vă sunt cunoscute, la sigur știți de The Economist, la sigur de Citibank, la sigur ați auzit de Cetera Bank, Fitch Solutions, undeva oricum prin noutăți, prin, nu știu, mai multe media, oricum ați auzit despre acești clienți. Noi cu ei lucrăm de foarte mult timp, majoritatea clienților noștri sunt cu noi mai mult de 10 ani. Și suntem loiali și noi lor și ei nouă, și cumva sunt clienți care am început de la proiecte mici și contracte așa de o scurtă durată, ei fiind mega satisfăcuți cu serviciile oferite de noi, au încheiat contracte pe termen nedeterminate cu noi și continuăm să lucrăm. Așa, domeniile în care noi lucrăm sunt enterprise platforms, deci ceea ce ține de ERP, CRM, platformele de integrare în companii și în organizații mari, aplicațiile web, aplicațiile mobile, desktop applications avem pentru anumiți clienți. Deci așa, ca un pic să înțelegeți cam cu ce ne ocupăm și cu ce lucrăm. La fel, noi mai mult, cred că toți ne cunosc ca o companie de QA, doar, dar nu suntem doar QA, avem și o mică parte de development. Da, este un pic mai mică decât QA, fiindcă oricum suntem specializați pe quality assurance, ceea ce este o parte foarte importantă în business-ul organizațiilor mari. Deci aici aveți așa ca o mică schemă ca să înțelegeți, da, cam cât din acest domeniu noi, deci pătratul ar fi toată companie, da, 100% cu ce ne ocupăm și aici așa aveți cumva divizat informația cam cu ce domenii mai mult lucrăm. Deci este QA-ul care este manual și automation, este un pic development, avem și business analysis și environment maintenance și release management și consultanță oferim deja clienților care rămân cu noi după ce s-a finisat proiectele, rămân cu noi oricum pentru un suport și pentru o consultanță în continuare. Deci, la fel, toate întrebările care o să le aveți, la sfârșit, cumva le depanăm. Așa, aici așa o mică parte, o fotografie cam cu, să spunem, 60-70% din echipa companiei din Chișinău. Așa, și aici ajungem deja la partea despre internship-ul nostru și aici îi ofer guru, Tatiana, te rog, descrie, te rog, un pic internship-ul nostru și programa noastră care noi o avem. Конечно. Меня хорошо слышно? В принципе, слышно хорошо. Я могу ответить, а еще остальные молчат, но я уверена, что тоже слышат. Отлично. Мы в среднем считаем, что интернатура у нас длится 2 месяца, 8 недель. Но может быть и больше, а для некоторых кандидатов меньше, потому что на нашей интернатуре одновременно учатся и мануальщики, мануальному тестированию, и automation QA, которые изучают гораздо больше. Поэтому длительность обучения для кандидатов на мануальное тестирование примерно 4-5 недель, а для automation может быть от 8 до 10. Это зависит от того, нужно ли будет нам подключить к программе что-то дополнительное, какой-то дополнительный еще курс или нет. То есть это обычно даже выясняется уже после того, как группа начала обучение. Чаще всего для automation команды это 8 недель. Если нам нужно подключить еще performance обучение, тогда около 10. Но это не полный рабочий день. Мы обучаемся с понедельника по пятницу вечером после обеда. Обычно это с 5 до 9, поэтому это всего 4 часа в день, которые наши интерны проводят в офисе. Плюс к этому всегда приветствуется, если ребята дополнительно тратят время дома, если нужно что-то еще подучить, потому что скорость
с которой каждый человек усваивает материал, у каждого разное, и подготовка, в принципе, с которой каждый человек приходит, тоже обычно на разном уровне. Поэтому кому-то может потребоваться только 4 часа в офисе для обучения, этого будет достаточно, а кому-то нужно еще самостоятельно подучиться, чтобы наравне с остальными успевать все делать. Общий план, да, 4 недели для мануальщиков и 8 для автоматчиков. Чем же наши интерны занимаются во время обучения? Несмотря на то, что есть и автоматчики, которым могло бы показаться, что они будут только работать с кодом, писать автоматические тест-кейсы, но нет. Все автоматчики проходят вместе сначала теорию QA, чтобы понять вообще, что это за процесс, что происходит, кто работает в команде. Потому что и manual QA, и automation QA будут всегда коммуницировать с другими людьми. И, в принципе, основа работы QA у них схожа, только мануальная команда пишет тест-кейсы в виде текста читабельного для всех, даже тех, кто не знает программирования, а automation команда пишет тест-кейсы просто посредством кода. Поэтому все интерны вместе с ментором изучают теорию QA. Мы изучаем такие темы, как проект, роли на проекте, кто может участвовать, кто обычно участвует, методы разработки программного обеспечения, типы тестирования, что такое тест-кейсы, что такое дефекты и многое другое. При этом мы очень много практикуемся в написании тест-кейсов, в самом тестировании, то есть в прогоне тест-кейсов, и как нужно заносить дефекты, когда и как их проверять и так далее. И что с дефектами происходит дальше, после того, как они были занесены. Все интерны выполняют и функциональное, и регрессионное тестирование, анализируют requirements, на основе которых пишутся уже тест-кейсы. Все интерны участвуют в митингах с командой. Это могут быть QA huddles с менеджером или с тимлидом команды. И очень много email communication. Вот как Олеся перечисляла, soft skills, то есть очень многое из этих вещей проявляются на интернатуре, и, в принципе, можно сказать, что мы их пытаемся прокачать. Потому что если где-то у кого-то были недостаточно опыта, да, потому что, судя по тем интернам, по тем группам, которые у нас были, очень редко люди, в принципе, пишут письма и не умеют вести деловую переписку. И, может быть, правильно задавать вопросы, правильно формулировать вопрос так, чтобы вам на него ответили, чтобы вы сразу получили ответ. То есть очень многое из soft skills изучается и продвигается на интернатуре вместе с нашими менторами, которые всегда подсказывают, где, может быть, была ошибка и что нужно сделать, чтобы улучшить свои скиллы. И это же все еще и оценивается. То есть если может показаться, что во время интернатуры у интерна оценивается только то, как он может работать, да, как он пишет тест-кейсы, как он доносит дефекты, как он автоматизирует тест-кейсы, то нет, оцениваются и soft skills, как человек себя ведет, как он решает сложные ситуации и так далее. То есть все это будет оцениваться у наших кандидатов во время обучения. Олеся, можно вернуться на прошлый слайдик? Кажется, там что-то еще осталось. На прошлый вернулась. Да. В конце обучения каждый наш интерн получает сертификат о том, что он вместе с нами учился какое-то количество времени. Этот сертификат, да, и то, что вы, то, что интерны обучились, и все знания, которые они получили, это огромный плюс и к себе. По статистике 90% наших выпускников получают от нас job offer. По секрету скажу, по маленькому секрету, что вот эти 5% это даже чаще те, кто сам после интернатуры по каким-то причинам не может у нас работать.
Это как бы уже у каждого личное. То, что я до сих пор перечисляла, что делают все члены интернатуры, и manual, и automation. После, то есть у нас обучаются одновременно и manual, и automation. Какое-то время вначале мы работаем вместе, чтобы вообще понять, что такое тестирование, попрактиковаться и влиться в этот процесс. После этого команда разделяется. Manual команда, им, ребятам, нужно больше времени, чтобы попрактиковаться в написании тест-кейсов, в экзекьюшене и так далее. А automation начинает свой огромный путь с большим количеством тем, которые менторы пытаются покрыть и обучить, и поделиться своим опытом с интерном. Так как automation курс гораздо больше, и он включает в себя следующие части. Сначала у нас примерно одна неделя Java упражнений. Вы видите темы, по которым мы учимся, интерфейсы, абстрактные классы, exceptions, collections и так далее. То есть для того, чтобы было проще влиться в автоматизацию, чтобы можно было дальше писать хорошие автоматические тест-кейсы, может быть, кому-то нужно вспомнить эти вещи, которые перечислены, кто-то, кто, может быть, пришел с более низким уровнем программирования, кто-то даже и учится быстренько на ходу. То есть сначала неделька с Java-заданиями, после этого наши automation-интерны учатся автоматизировать тест-кейсы для, со стороны UI и со стороны сервиса. На стороне UI мы изучаем два подхода. TestNG Selenium, то есть Test-Driven Development, и дальше Cucumber, Behavior-Driven Development. Во время того, когда интерны учатся автоматизации со стороны UI, они изучают большое количество тем. Вы видите на скрине только часть из них, то есть учат, как определять элементы на UI-страницах, приложениях или на веб-сайтах, action-классы, JavaScript-экзекьюторы, weights, page object manager, log4j и так далее. То есть просто чтобы для ребят, которые имеют знания в Java, может быть, что-то слышали об автоматизации, чтобы для вас был ориентир, что же мы изучаем во время automation. Автоматизации со стороны сервисов ребята изучают, в принципе, что такое веб-сервис, какие виды веб-сервисов бывают, что такое HTTP-реквесты, респонсы, какие тулы используются для автоматизации сервисов и так далее. По необходимости, в зависимости от того, если у нас есть открытые позиции на перформанс-тестинг, к интернатуре добавляется еще и курс длительностью около 2 недель для перформанс-тестинга. То есть точно так же наши автоматчики изучают, как можно тестировать продукт на его производительность, посредством каких тул это происходит, как оцениваются и измеряются показатели производительности и так далее. То есть вот из этого такой общий быстренький курс перечисления топиков, которые мы изучаем на интернатуре. Во время того, что automation изучают это все, наши manual интерны самостоятельно изучают SQL, и IT-топики тоже, чтобы примерно, чтобы легче было вливаться в этот процесс, потому что если вы знаете, как работает веб-сайт, да, с чем этот веб-сайт может общаться, точно так же для manual кандидатов неплохо бы знать, что такое HTTP, HTTPS, тоже, что такое request и response, что это такое, чтобы, в принципе, знать, что бывает, да, с чем вы можете работать. То есть это тоже один из моментов SQL и IT, некоторые IT-топики, которые изучают мануальные кандидаты уже самостоятельно во время обучения, настолько, насколько они могут продвинуться в этих темах. Для чего это нужно? Дело в том, что многие ребята, которые приходят в сферу IT, в QA,
есть из университетов, которые проходили многое из этого в университете, и они это знают. Если вы человек, который работает или пришел из совершенно другой сферы, не связанной с IT, чтобы легче было влиться, и чтобы в принципе было возможно пройти собеседование, нужно будет с вот этими темами ознакомиться. То есть интерны получают во время обучения список тем, которые нужно будет самостоятельно подтянуть. Что можно Идем сказать? Дальше. Да, для чего вообще можно и нужно ли пробовать попасть на интернатуру? Это же, конечно, решение зависит от вас, интересно вам или нет. Очень часто хочу вам сказать, что очень важно, чтобы вы не боялись пробовать. Если вы пришли уже, допустим, на этот митинг, да, если вы задумались о том, не попробовать ли мне QA, значит, что-то вы хотите в жизни поменять. Если вы сейчас работаете в другой сфере, если вы не учились на IT, не бойтесь пробовать. Не бойтесь пробовать прийти на тест. Может быть, по результатам теста получится так, что мы с вами побеседуем, и вы попадете на интернатуру. И очень многому научитесь. Мы со своей стороны, как менторы, постараемся сделать все возможное, чтобы дать вам как можно больше знаний. Вы научитесь и сможете работать. Каждый раз в каждой группе, вот сейчас у нас уже 18-я группа интернов учится в офисе в ЯСА. Каждый раз всегда в группе есть люди, которые приходят и боятся, да, они прошли собеседование, да, мы их взяли, они все равно боятся, им кажется, что они вначале не понимают, что происходит, и не верят в себя. Вот не бойтесь, верьте в себя, потому что мы с вами научимся и все сделаем, постараемся все сделать как можно лучше. Почему стоит, опять же, участвовать в интернатуре, если вы хотите попасть в область IT, начать работать как QA, сейчас, когда я начинала работать, попасть было гораздо проще. Сейчас, если у вас нет опыта, то очень мало шансов, что вы пройдете собеседование. Случается такое, но чтобы пройти собеседование, у вас должен быть очень хороший аналитический склад ума, и у вас уже должны быть какие-то знания. То есть, может быть, вы самостоятельно изучали, что такое QA, у вас хорошие знания в программировании, да, то есть у вас достаточно хороший багаж знаний без опыта, и вы можете, вас могут взять на работу как QA-инженер. В других случаях либо вам желательно проходить какие-то курсы, да, где вы обучаетесь, либо, может быть, это один из лучших вариантов, попасть в компанию на интернатуру, где вас будут обучать уже непосредственно под нужды компании. То есть каждый выбирает путь для себя. То есть если вы попадаете на интернатуру, это значит, что русло вашей жизни изменится. И вы на интернатуре вместе с менторами узнаете очень много, потому что менторы наши имеют опыт большой, и кроме того, что мы обсуждаем материал, учим какие-то темы, менторы еще и делятся своим опытом, то есть дают действительно все, что возможно для того, чтобы вы в первый день, в первый месяц своей работы понимали, где вы находитесь и что вообще происходит. Что можно подучить для того, чтобы, в принципе, было и легче заниматься на интернатуре, и было больше шансов пройти собеседование. Олеся уже перечисляла наши пожелания к знаниям для кандидатов. На скрине вы сейчас видите примеры, рекомендации от наших менеджеров или от наших менторов, с каких ресурсов, с каких книг можно почерпать полезную информацию для того, чтобы получить знания в SQL, для того, чтобы получить Java, принципы OOP,
если у вас уже есть хороший начальный уровень Java, то перед вами есть две книги, как пример, чтобы повысить свой уровень. И для автоматизации, для того, чтобы узнать что-нибудь из автоматизации, можно воспользоваться сайтом toolsqa.com. Это только некоторые примеры. Для каждого человека, в зависимости от его типа мышления, может быть, вам подойдет и понравятся какие-то другие ресурсы. Чтобы узнать о QA, я, допустим, не даю рекомендации по сайтам или по книгам, потому что сейчас в интернете огромное количество. Мне кажется, например, что удобно узнавать, может быть, посмотреть видео с каких-то конференций, с каких-то митингов, потому что, когда вы читаете документ, понять и все осмыслить в своей голове без опыта, без какой-либо картины, будет сложнее, нежели послушать людей, которые обсуждают и сразу же приводят хорошие примеры, может быть, отвечают на какие-то вопросы. То есть ищите все ресурсы, которые только найдете, и подбирайте под себя, где информация преподается настолько хорошо, чтобы вы ее усваивали, чтобы вам было понятно. То есть используйте все ресурсы, которые вы сможете найти. Отлично. Спасибо, Танюш, большое. Deci așa, mai departe, nu știu dacă ați vrea, puteți să scanați QR codul și automat ajungeți la site-ul nostru de internship. Chiar acolo aveți așa o formă care ar trebui să o completați dacă ar fi și fi interesat să candidați pentru următoarea noastră programă de internship. Deci următorul program noi o să o facem în septembrie. Planificăm undeva pe la mijlocul lui septembrie să începem cu grupa. Între timp adunăm toate CV-urile și toți candidații interesați. Cam într-o săptămână o să ne apucăm deja și de testările propriu-zise. Deci dacă sunteți hotărâți și ați vrea să încercați, cum a spus și Tatiana, încercați, trebuie să încercați. Doar așa o să faceți un prim pas și o să mergeți mai departe ca să vedeți dacă reușiți sau nu. Și vă așteptăm dacă sunteți doritori de a candida pentru internatura noastră. Aici avem așa câteva poze din precedenții noștri. Cum a spus și Tatiana, deja avem 18 programe de internship făcute. Noi cu internship-ul lucrăm din 2015 și îl avem practic stabil două ori pe an. Suntem foarte mândri cu toți angajații care avem în urma internship-urilor noastre. Avem niște băieți și fete creativi, cu inițiativă și foarte talentați. Deci, la sigur, sunteți și voi așa și vă așteptăm la noi. Aici, așa, iarăși eu cu teaser-urile mele, ca să ne găsiți, puteți să ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, vacanțele noastre și, iarăși, dacă cumva nu s-a primit, nu știu, sau nu ați avut dorința acum să candidați pentru internship-ul nostru sau pentru un job vacant care îl avem, puteți în continuare să revizuiți vacanțele care le avem și cumva să apelați la noi și pe parcurs. Facebook, Instagram, de lucru, robota, cariera, de moldovajob.com și site-ul nostru de internship. Așa, cam atât a fost cu share-ul nostru. Deja cred că ajungem și la etapa de întrebări-răspunsuri, că noi cumva ne întindem, da? Am planificat Dumitru cam pentru jumătate de oră, 40 de minute și deja practic avem o oră. Cum, e super. Dacă au rămas aproape interesant până la capăt, înseamnă că a fost foarte bine. Cred că mergem la perioada de întrebări, la partea de întrebări-răspunsuri. Întrebări-răspunsuri. Da, cred că puteți să le puneți chiar în chat, ca să fie mult mai ușor. Și ulterior, pe rând, o să le Olesia sau Tania o să le ia pe rând și o să răspundă la ele, în dependență de pe cui domeniu este. Ok, este o întrebare. Eu pot să fiu ca host.
Prima este, care este perioada sau deadline de aplicare pentru internship? Așa, perioada de aplicare, cum am spus, acum chiar suntem deja în perioada activă de a aduna candidații, deci postul nostru, să spunem așa, job postul nostru, da, pentru internship, îl puteți găsi pe site-urile, pe job board-uri ca Rabotamdei de lucru de moldovajob.com sau Cariera ST, sau puteți direct pe site-ul nostru internship.alighttesting.com și direct acolo îndepliniți formularul, CV-ul dumneavoastră ajunge în baza noastră de date. Noi stocăm CV-urile undeva de la o săptămână până la două săptămâni, deci în dependență cât de repede vin candidații la noi, ca să avem o din ce alege, da? Deci și ne apucăm de testări, probabil din 15 august noi ne vom apuca deja de testări intensive. Prima parte la noi constă dintr-un test, chiar un test înscris, deci invităm candidații în grupuleți a câte 10 persoane, nu mai mult, chiar la noi fizic în oficiu, invităm, le dăm un test, test constă din câteva părți. Cum și-am spus, nu știu dacă tips and tricks au fost toți atenți, ar fi de dorit să dea câteva întrebări persoane care le va trimite un e-mail sau le va contacta chiar telefonic, să întrebe cu ce să se pregătească, pentru ce subiecte să fie gata. După testarea propriu-zisă, selectăm pe cei mai buni și deja se face un interviu cu Tatiana și cu mentorii programului nostru de internship și iarăși, deci, câștigă cei care știu a comunica, eu aș spune, fiindcă evident cei care au skill-uri hard trec testul. Și mai departe trebuie să fie și auziți și expliciți și plăcuți de către mentorii noștri. Ok, superb. Și cam care ar fi data de început? Cer scuze. Așa, da. Mai repede, te rog, o dată, nu te-am auzit. O secundă, că cam care ar fi data de început plus minus în septembrie? Cam când? 15, deci este mijlocul lui septembrie, da. Ok, mersi. Aici cineva întreabă de câte ori pe an, adică de două ori, o dată în septembrie și o dată în ce lună? Sau? Din păcate, noi nu putem, noi practic este așa, septembrie-martie, să spunem, și încercăm cumva să o facem și o dată pe vară și în iulie, dar deja în dependență cum reușim cu grupele. Noi, din păcate, nu putem să stabilim un grafic exact, uite, fix în septembrie facem sau fix în martie facem, din motiv că, iarăși, nu știm dacă este nevoie de a prelungi cursul, dacă repede îi angajăm. Deci sunt mai mulți factori din care nu am vrea să ne constrângem. Deci nu vrem să facem doar ca să fie făcut. Îl facem cumva mai calitativ și în acest moment cumva depinde de fiecare grupă care finisează. Ok, mersi. În ce limbă va fi internship-ul și care nivel de limbă trebuie? Cred că se referă dacă e română sau rusă. Sau usandă. Da, Tatiana, te rog. Но и обязательно английский язык, чтобы все практиковались. Потому что, может быть, приходят кандидаты со слабеньким уровнем разговорного языка, и за 4 недели, возможно, развязать свой язык настолько, чтобы можно было хорошо и комфортно разговаривать. Поэтому все три языка. Окей, все три языка, да? Потому что в первой части чуть-чуть не было слышно. Да. Окей, все три языка. Ok. Putem aplica la ambele, la manual și automation? Когда вы подаете CV-шку, вы приходите и вы пишете тест. На основании теста уже рассматриваетесь, каждый кандидат рассматривается либо на manual, либо на automation. Если у вас есть знания в Java, и вы смогли хорошо решить тест, то вы будете рассматриваться как кандидат на automation QA. Если у вас знаний в программировании нет, тогда как manual QA. То есть, когда вы кидаете CV, вы, в принципе, кандидат на все. И уже как вы пишете тест, после теста уже рассматриваем вас на то или другое. Окей, спасибо. Чинева треба еще раз се менционе за графику интершипу, как се реферы на one day, где тру интершип, как он арата. Как и full time, какие 8 ори, но? Ну, 8 ори. С понедельника по пятницу. 5 дней в неделю с 5 до 9 вечером. То есть это только 4 часа, а интерн находится в офисе.
Ok. Спасибо. Cineva a întrebat de cum are loc testarea. Deja Olesia a spus că are loc în regim offline la ei în oficiu. Cineva întreabă de înregistrarea acestei sesiuni, zapis bude pe e-mail-ul, mă atpravil? Ok. Deci cineva întreabă că можно ли изучать automation уже спустя некоторое время после начала самой работы manual? В случае, если сперва закупить свои знания в manual? Можно. Вот даже сейчас у меня на интернатуре в ЯСах есть кандидат, который пришел как manual, но во время недели занятий по Java у него были знания в C++, опыт, и он смог переключиться, быстренько влиться в процесс и даже во время интернатуры перешел с manual на automation. Даже если вы начали свою работу как manual QA, конечно, всегда вы можете изучить необходимый язык программирования, изучить автоматизацию и через какое-то время перейти, в зависимости от свободных, от имеющихся вакансий, вас могут перевести на automation. Ok, nice. Dacă suntem deja angajați în cupă muncii, putem aplica la internship? Cred că da, dacă e după 5. Da. Именно поэтому у нас такой график. И очень многие меняют свою профессию, бухгалтер, музыкант и так далее. Все зависит от вашего желания и от готовности изучать, да, и тратить дополнительно. То есть если вы пришли из какой-то другой области, то само собой, вам придется потратить больше времени, чем ребятам, которые пришли из университета из IT. Поэтому, конечно, даже если вы где-то работаете, не бойтесь. Приходите, если вам подходит график на интернатуре с 5 до 9, обязательно пробуйте. Супер. Întrebarea este că la testare o să fie întrebări legate de Java și SQL. Eu presupun că da. Numai Java. Da. Numai Java. Numai Java. Ok. Da. Да, SQL, it's nice to have, да? It's nice to have. Даже если SQL нет, то во время интернатуры самостоятельно можно изучить. То есть на интервью SQL не спрашивается. Окей. Что происходит интервью на инглезе? Партия теоретика интервью на челим был арелок? Это теоретическая часть. На английском или на русском? English и Russian, Romanian. Окей. 23. Окей. Интершипы есть и к удару презенции физики, для чего целях, чем надо. Окей, мерси. Уровень SQL писать запросы достаточен? Дело в том, что у нас есть разные проекты с разным уровнем требованием к SQL. Uh-huh. То есть чем больше вы изучите SQL, тем больше позиций для вас будут возможны и открыты. Nice. Окей. Cineva întreabă dacă avem un post de muncă și o zi din două săptămâni, o să fie posibil de stat acasă? Один день из двух недель. Remote законнектится. Да. Это про интернатуру, да? Да. Наверное, нет. Мы давали возможность нашим интернам работать из дома, когда были жесткие условия с COVID. Сейчас все в офисе с понедельника по пятницу. Окей. Cineva întreabă dacă vine spre final de luna august și o să aibă timp să dea testul fizic. Exact, da. Noi vom face testările cam până pe 10 septembrie, practic. Deci vom testa, practic, da, toți candidații care o să putem să-i adunăm. Ok, mersi. Deci este așa o întrebare tricky care se oferă mereu, pe care toți interesează, este care este salariul de start a candidaților care trec de succes internship-ul și primesc oferta de angajare? Știu că e o ofertă destul de întrebare destul de interesantă și deja ziceți voi dacă cum răspundeți sau dacă dați un range sau vorbiți pe piață, că știu că oferiți salarii care le oferă și piața. Adică. Da, putem să vorbim despre rangerile care sunt pe piață, deci dacă vorbim de un salariu de start în total în domeniul IT, deci persoana nu este deloc în IT, nu are experiență și a făcut internship-ul și noi îl angajăm. Dacă vorbim despre poziția de QA manual, un start este de la $550.
Deja în continuare totul depinde de persoana care trece de interviu și trece pentru acest job offer. Deci nu pot să spun o limită, da, până unde putem ajunge. Totul depinde deja de candidatul în parte. Și dacă vorbim despre persoanele care candidează pentru automation și le se oferă un job, la fel, dacă este total junior, o persoană care nu are experiență și este doar cu internship-ul și noi îl angajăm pe un post de junior, se începe discuția de la $750-$800. Deja iarăși în continuare depinde de toate abilitățile și competențele omului. Ok, nice. Asta e, cum să zic, felicitări. Asta e interesant, da? Nu, felicitări, pentru că noi este primul atelier când avem HR la noi și cumva încearcă să meargă pe, adică să nu spună, știi? Și cumva oamenii nu cunosc, știi? Și amul e super pentru că ai spus, știi, așa cum este. Da, deci hai să fim serioși, deja cumva nu putem vorbi aici de o confidențialitate, deci putem deja vorbi de confidențialitate de persoane cu experiență, persoane care deja ceva cunosc, care au mai lucrat în domeniu, care au mai lucrat la proiecte și acolo deja merg discuții confidențiale și separate face-to-face și one-to-one. Acum deja discutăm de un start care nu este un extra secret, și este și interesul nostru ca cumva oamenii să înțeleagă, da, deci despre ce salariu merge vorba. Că de mă rog, nimeni nu o să fie de acord să schimbe jobul ca să înceapă cu $100 să lucreze, da. Deci mergem și noi în timp, un pas cu timpul cumva. Da, mulțumesc. Încă o întrebare, mai avem уровень Java решать легкие задачи уровня палиндром достаточен? Смотрите, кандидатам нужно всегда помнить, что когда вы проходите собеседование, вы соревнуетесь с остальными. Поэтому если вы решаете задачки на уровне палиндром, а кто-то приходит и знает Java гораздо больше, а количество мест ограничено в группе, это будет значить, что вы по сравнению с ним не пройдете. Поэтому чем лучше вы знаете Java, тем больше шансов у вас попасть на интернатуру как automation QA. Ok, superb. De atâta cumva noi am făcut și cu aproape o lună înainte, o lună și jumătate această prezentare, pentru că eu cred că până la testarea tehnică aveți destul timp să mai, cum s-ar spune, pătinuți alea că și Java și metodologiile care le-au spus acolo și tipurile de testări. Adică eu cred că este destul timp ca să faceți un refresh la cunoștințe sau chiar să învățați. Ok. Aici întrebare legată încă o dată de limbă, că nu s-a auzit bine. Interviul are loc în limba în care se exprimă mai bine candidatul sau... Да, сначала мы проверяем разговор на английский, а потом кандидат говорит на том языке, на котором он может себя лучше выразить и ответить на вопрос. Окей, супер. Окей, мы... Мы пробовали скопать întrebare referitor la câte persoane sunt în grupă. Da, cumva nu am menționat, deci cred că Tatiana mai bine poate să ne spun, eu pot spun doar total, da, avem 25 de locuri, dar deja cumva îi divizăm pe manual și pe automation. Ok. Da. Aici cineva chiar vrea să afle câte un exemplu de întrebare, de exemplu legat de limba engleză și de programare. Deci de engleză pot să spun că sunt, nu pot să dau exemplu concret, dar vă spun, la sigur sunt întrebări gramaticale, deci este ceva gen că trebuie să puneți un timp corect la întrebări și sunt întrebări gen o frază unde trebuie să alegeți cuvântul potrivit, ceea ce ar presupune că înțelegeți limba engleză, da? Deci când citești fraza, că să înțelegi cuvântul potrivit care trebuie să-l pui în spațiul liber. Deci, evident, nu vă puteam da exemple concrete, veniți la test și veți vedea. Ok, e vorba, cred că, de un nivel de B1, nu? B1 spre B2. Cum? B1 spre B2, exact. Okay. Deci eu chiar aș spune că ar merge vorba și de un așa, dacă are A2 spre B1, la fel, poate cumva e ok. Am înțeles. Câte persoane sunt pe grupa de manual?
У нас нет четкого разделения, сколько manual, сколько automation кандидатов, есть общее количество, и под это общее количество мы уже подбираем кандидатов. Если, допустим, мало automation, значит больше мест на manual. В смысле, если мало хороших кандидатов на automation, то есть все зависит от того, какие кандидаты приходят. Super. Tania, ce ne-ai scăpat legat o întrebare care poate fi legat de programare la partea tehnică? Dacă poți da un exemplu. Tot de la testul tehnic, așa că să înțeleagă. Nu, это точно так же, как Олеся до этого ответила. Если мы раскроем все сейчас секреты, да, будет много хороших кандидатов, а мест у нас мало, да? Ну, я cred că totuși fiecare trebuie să pregătească pentru a da tot, adică ca să fie super mega bun și chiar dacă, spre exemplu, la Allied n-o să treceți, e ceva normal, mai sunt alte companii care la fel fac internship în toamnă și vă încurajez să aplicați și o să aveți un nivel de pregătire foarte bun și atunci eu cred că o să fie super mega ok. Pentru că această sesiune are și scopul de a vă motiva, să știți că mai aveți încă o lună și să fiți candidați buni. Exact. Eu chiar și-aș spune, dacă chiar nu știu, nu sunteți super siguri pe voi că puteți veni și să scrieți testul, nu sunteți super siguri că o să-l treceți, da? At least veniți și scrieți-l. Deci veniți, scrieți testul, cât de cât deja vedeți ce întrebări se adresează, măcar știți în ce domeniu mai departe să mergeți, da? Ce să mai învățați și pe ce să mai puneți un accent. Deci nimeni nu vă ia capul de pe umeri dacă ați venit și nu ați scris, da? Hai să fim serioși. Noi câteodată avem candidați care au venit, au stat jumătate de oră, au citit testul, ne l-au dat înapoi și au spus, sorry, eu revin următoarea dată, da? Deci este ok, deci pentru că măcar cât de cât să vedeți ce fel de întrebări se adresează, ca să știți ce să învățați, cum să scrieți, deci e ok să încercați. Da, sunt și întrebări de logică și acolo sunt întrebări de logică destul de tricky și sunt în limba engleză. De asta avem nevoie și de un nivel de limba engleză care să fie cât de cât mediu pentru ca să înțelegeți întrebarea, fiindcă anume dacă cumva nu ați înțeles corect întrebarea care a fost pusă, nici nu o să puteți da un răspuns corect la întrebările de logică. Mersi. Ce întrebare până citesc. Echipa revine cu un feedback în urma testării? Da. Mentorii, da? Pre mentor înfelici? După test, ce ai dat testul, să vină un feedback. Deci după test, deci avem două etape, da, de testare și deci avem și două etape de feedback. După etapa de testare, persoanelor le vine feedback-ul gen, ai trecut, n-ai trecut. Deja dacă cineva vrea mai multe detalii de ce nu a trecut, deci noi putem să dăm rezultatul, da, cât la cât au fost răspunsurile, ca persoana să înțeleagă unde a avut mai puține răspunsuri corecte ca să se pregătească. Și deja după interviu, mentorii noștri dau oferă feedback-ul cine și cum trece. Ok, mersi. Totuși văd că sunt multe întrebări despre limba engleză. Cred că asta o să fie ultima întrebare sau legat despre limbi, că tot se repetă. Este vorba că e întâi, ca să facem punctele pe e, omul vine la interviu, îi se testează limba engleză prin comunicare, nu? Prin test scris. Test scris, ok. Și ulterior, el merge la interviu tehnic, care se face în limba? De la început, e engleză. Okay. Și apoi rusă sau română. Ok, mersi. Acum toți. Cred okay. că e clar deja, da? Acum e clar. Cineva întreabă, eu corect am înțeles, în test nu vor fi întrebări de SQL, Tania a spus că nu vor fi. Dar it's nice to have. Ok. Если у кандидата есть знание JavaScript, но нет знания Java, можно ли считать, что шанс пройти тест минимальный? Чаще всего из того, что мы видели по тестам, да, с JavaScript шанс минимален. Кстати, начиная с этой интернатуры, если раньше мы больше отбирали кандидатов с Java, то сейчас мы попробуем набирать кандидатов с Python, C-Sharp, C++, то есть подберем такие вопросы, и если кандидаты знают какой-то из перечисленных языков программирования, мы постараемся их тоже учесть и адаптировать программу. JavaScript, да, это, скорее всего, недостаточно.
для прохождения на automation. Merci. Iarăși legat de limba engleză. Totuși mai avem încă trei întrebări, pentru că sunt top trei întrebări, alegem cele mai nice. Este vorba dacă nu trec testul de engleză, dar la Java sunt foarte bun, pot trece? Может быть, вы недооцениваете свой уровень английского. Об этом это тоже не забывайте. Поэтому приходите, попробуйте, и уже после теста мы определим, достаточно ли у вас уровень английского языка или нет. Если английский слабый, то шансы с хорошей Java тоже минимальны, потому что, как говорила Олеся, мы работаем с компаниями иностранными, да, поэтому просто, к сожалению, вы не сможете просто даже общаться, может быть, даже по переписке, или наши работники участвуют на митингах, поэтому вам просто будет сложно работать. Am înțeles. Deci ce înseamnă că nu trebuie să nu vă apucați de engleză și să învățați engleză? Pentru că eu cred că în fiecare companie IT se cere acum engleză. Deci, deja cred că suntem la un nivel când internațional, nu știu, asta e, mai ales în domeniul IT, asta e o limbă extraordinar de importantă. Internship-ul este achitat, din câte știu, nu? Nu, nu. Okay. Internship-ul nu este achitat și este free of cost, deci este gratis și din partea noastră și din partea voastră. Deci noi oferim experiență, voi ne oferiți timpul vostru și la urmă suntem satisfăcuți reciproc. Super. Mulțumim. Și ultima întrebare, dacă nu știu nimic din domeniul IT, lucrez în alt domeniu, sunt șanse de internship la Manual? Sunt, dacă nivelul de engleză este bun. Bun okay. Sau foarte bun. Ok, și soft skills. Da, soft skills, потому что во время интернатуры у вас будет время изучать IT. Как я говорила, IT, топик какие-то или SQL, если вы готовы самостоятельно изучать, то, конечно же, если вы из другой области, можете пробовать. Merci. Totuși, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări, mulțumesc Olesia, mulțumesc Tania pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Dumitru, suntem... sorry, uite, am omis o întrebare aici okay. Foarte, cei mai de top, cred că, da? Dacă da, oferim și croasane. Oferim! Poate nu chiar croasane, dar dulciuri la sigur, deci în oficiul timpul sunteți întâmpinați cu ceai, cafea și diferite gustășenii în timpul săptămânii, așa că welcome! Cu sneaște, cum s-ar spune. Da, da, da. E ca băiatul spune că vine la Interșet. Uite, Alexandru, te așteptăm! Super! Ok, vă mulțumesc, fetelor, pentru prezența voastră, pentru că v-am furat un pic din timp și că ați venit și ați prezentat internship-ul de la companie și vreau să aveți candidați cât mai buni și să ne mai întâlnim și mulțumesc tuturor care au fost astăzi. La fel, cei care nu sunteți încrezuți în sine sau încă mulți la început ați spus că încă vreau un QA, dar încă nu m-am apucat de învățat. Noi avem, chiar în august, avem două cursuri care începem în OQA și vă invităm de pe 15 august sau pe data de pe 29 august, chiar la o ediție care a venit Olesia la ceremonie de absolvire, era deja un băiat care în timpul cursului deja făcea internship-ul la Allied. Adică, da, și a venit încă și în maioul nostru. Da, așa că puteți să veniți la curs și dacă sunteți încrezuți în sine, cu siguranță să mergeți deodată la internship. Ok? Exact. Okay, mulțumim și noi, mulțumim mult pentru posibilitatea și oportunitatea de a ne expune. Mulțumim Tecul Academy pentru colaborare și, guys, welcome! Mulțumim mult! Mulțumim mult și vă așteptăm, am uitat să mai spun, pe 24 septembrie o să fie târg de cariere, unde o să fie și Allied Testing, o să fie la Tecul. Dar oricum noi să o trimitem pe e-mail și prezentarea. Eu cred că se poate să trimitem și prezentarea care a fost astăzi, nu? Exact. Ok, da, trimitem da, și prezentarea. Absolut, și nu este niciun secret acolo. Da. Ok, perfect. Bine. Super. Bye-bye, mulțumim tuturor. Mult la toți, o seară bună. Seară bună. Pa, pa. La revedere. La revedere.